persoane trăiesc zilnic cu dureri, uneori insuportabile, dureri care nu cedează la nimic. Iar în această perioadă problemele s-au agravat din cauza amânării tratamentelor care nu erau considerate urgențe și din cauza fricii de coronavirus. Dezbatem subiectul cu domnul dr. Ovidiu Palea, este medic ATI cu specializare în terapia durerii și membru fondator al Asociației Medicilor Independenți. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, domnule doctor, vă ocupați de tratarea durerii prin metode minim invazive. Spuneți-ne ce înseamnă mai exact, ce fel de proceduri se fac, pentru că știu că sunt multe. Este o specialitate relativ nouă apărută la nivel mondial în ultimii 20 de ani și practic este diferența, să spunem așa, în termen practic, între chirurgia cardiacă și stentul cardiac care este pus de cardiologie. Adică sunt intervenții, cum a spus, minim invazive, care se fac cu un pic de sedare cel mult, fără internare, fără anestezie generală și cu recuperare rapidă, care de multe ori evită operațiile mari, care implică cu totul alte riscuri operatorii, cu totul altă recuperare și cu totul alte complicații. Practic, gama de intervenții pentru terapia durerii crește de la an la an, pentru că și INTA avansează și tehnica avansează și putem, cu diverse instrumente, gen AC, endoscoape, diverse ghiduri, să ajungem la nervi, pe care fie îi ardem, fie îi amortim pe termen lung. Sunt endoscopii în care intrăm în canalul spinal cu un endoscop ca și în artroscopie și scoatem herniile din canalul, ardem tumori. Deci, practic, gama de intervenții pentru terapia durerii este nelimitată în clipa de față. Dați-ne exemple de probleme. Ce probleme pot fi rezolvate astfel? Probabil că marea majoritate, adică grosul patologiei noastre undeva la asta, este patologia coloanei. Deci, suntem generații din ce în ce mai sedentari și mai ponderali, cu asistința acestui stil de viață este afectarea coloanei și a stabilității musculare și automat coloana este cea care suferă și apar hernii, stenoze, osteofite, degenerări. Prin intervenții ghidate radiologic și ecografic, fie dezinflamăm nervi, fie ardem nervi care conduc durerea, dar nu partea motorie, sau intrăm endoscopic și scoatem hernii care au migrat și bucăți mari de cartilagiu, ca să zic așa, pe aceste hernia, legate în canal, lărgim stenoze severe. În ultimul timp, inclusiv metastaze și tumori care sunt în canal, putem intra endoscopic să le scoatem sau să le ardem. Deci coloana reprezintă un procent mare de intervenții zona lumbară, toracală și cervicală. Sunt tot mai multe intervenții care le facem pentru gonartroză, adică uzură mare a genunchilor, postartroză pentru tumor. Avem intervenții tot mai variate pentru cancer în clipa de față și durerea din cancer este tot mai severă. De ce? Pentru că nu mai este cancer o boală mortală pe termen scurt, cum se crede de obicei. Sunt foarte mulți pacienți care trăiesc foarte mulți ani cu cancer și sunt practic vindecați de cancer, au dureri din cauza cancerului care s-a vindecat, dar s-a cicatrizat, sau sunt dureri post-operatorie, sau sunt metastaze care dor foarte tare și prin ceea ce facem noi, anulăm durerea încât pacientul poate funcționa prin alcoolizare, prin ablații cu radiofrecvență, prin criogenarea tumorilor de multe ori, putem să obținem toate foarte, foarte bune, evitând intervenții foarte mari, debilitate de recuperare foarte, foarte grea. Ați amintit de coxartroză, gonartroză. În acest caz se evită protezarea sau e nevoie și de protezare și de aceste intervenții care să-i scape pe oameni de dureri? E o întrebare foarte bună. În cazul gonartroză și coxartroză amânăm intervenția, dar depinde ce etapă aveți vii. Pentru că dacă vii cu dureri mari de gonartroză la 85-90 de ani, putem să o amânăm definitiv. Dacă vii cu dureri de gonartroză la 60 de ani, putem să o amânăm până la 70 de ani când are o indicație mai corectă și cu o speranță de viață mai bună a protezii raportată la viața pacientului. Dar în cazul coxartrozei și gonartrozei, intervențiile de multe le face la pacienți care au contraindicații de proteză. Evident că standardul este protezarea pentru ambii pacienți în cazul ăsta, dar dacă pacientul este un risc cardiac major și este foarte în vârstă, cum spuneam mai devreme, atunci încercăm să scădem sau să dispară durerea pe termen mediu și lung în aceste intervenții. Dacă pacientul este într-o vârstă de risc corectă și cu indicație corectă, într-adevăr, proteza este standardul numărul unu care trebuie respectat. Iar în cazul durerilor de spate, spuneați că cei mai mulți pacienți pentru asta vin. Când ar trebui să vină? Adică venim pentru aceste intervenții minim invazive atunci când nu mai putem de durere, când deja am fost diagnosticați cu hernie și ni s-a recomandat operația? În principiu, herniile nu se operează, se operează pacienții simptome. Este marea provocare medicale pe care toți respectăm ca medici, a tratat pacienți și nu boli. Sunt foarte mulți pacienți cu hernie care nu au indicație de intervenție, de cum de operație. Însă poate fi o hernie foarte mare care îi sperie.
Abordarea corectă este întâi a merge la medicul de familie, care te evaluează și spune indicația și începe, îți recomandă pe un program de recuperare. Și pacienții, dacă sunt conștiincioși și își fac recuperarea, un procent uriaș de pacienți răspund de recuperării. Problema este că dacă recuperarea nu funcționează la un procent mic, atunci alternativa este fie operația, însă între operație și recuperare apărim noi cei cu intervențiile mini-invazive și care rezolvăm în clipa de față undeva la 99% de pacienți aproape pentru grosul modificări degenerative ale coloanei. Într-adevăr, recuperarea rămâne temelia și baza pe care mulți pacienți nu o fac, nu se asumă, n-au timp. Atunci problemele se întorc înapoi pentru că, repet, e legată foarte mult de stil de viață și de faptul că nu vrem să ne schimbăm stil de viață. Aveți în această perioadă pacienți care au probleme mai grave sau care, cărora li s-au agravat problemele din cauza faptului că nu au venit la timp în această perioadă de pandemie? Da, este practic o avalanșă de câteva zile, cam de săptămână, pentru că ce se întâmplă este fenomenul ușor de înțeles. Pacienții au stat mult în casă, au fost și mai inactivi, și mai sedentari decât înainte. Deci, automat, degenerarea a avansat, masa musculară a scăzut, mulți au luat în greutate în perioada aceasta. Cei care au avut dureri moderate nu s-au putut să recupere și nu și-au făcut programul de structurare musculară și de stabilizare. Și atunci lucrurile s-au agravat. Deci ai pe de-o parte cei care au dureri severe că nu s-au mișcat, dar cei care nu și-au tratat acum o lună, două simptomele pentru că le-a fost frică să se iasă din casă sau nu au avut unde. Acum sunt într-o fază din durere cronică, într-un posteu acut prunt, cu deficite motorice. Azi am avut trei pacienți cu deficite motorice severe, dar care au spus că ne-a fost frică să ieșim din casă, am fost așa, am amânat, nu se mai poate acum. Spuneți-mi și ce s-a schimbat. Cum arată acum o consultație, o intervenție chirurgicală? Vin oamenii, ar trebui să vină ca de obicei direct la clinică, la cabinet, sau mai întâi faceți o consultație poate online ca să nu intrați în contact? Noi am schimbat sistemul în ultimele luni de zile din cauza COVID-ului, să zic, dar practic va fi o schimbare permanentă pentru că este foarte important să ai un contact cu pacientul și să fie. N-am crezut foarte mult în telemedicină, pentru că sunt adeptul medicinii cu mâna pe pacient, însă cred că viitorul cam ăsta va fi. De ce? Pentru că sunt foarte mulți pacienți, sunt foarte puțini medici, este foarte puțină omogenitatea actului medical la nivel de țară, și atunci ne întâlnim foarte des cu situația în care pacienții vin din toată țara și nu au nevoie de noi, de exemplu. Și atunci au bătut drumul până degeaba, au blocat rândul pentru alții care au nevoie de noi. Sunt foarte mulți pacienți care vin la consultații corect, dar n-au decât postul programat, dar au nevoie și nu remene, și nu intrați, și sunteți diagnostic, și nu este rând pentru că stați pacienți care blochează coada. Și atunci am început programul acesta de consultații online, care de fapt este o triere. Pentru că ei sunt sunați, se vorbește cu ei, se povestește despre simptomele lor și ce îi supără. Și atunci fiecare trebuie să vin să mai va drumul până în București de treaba. Cei care au nevoie de investigații suplimentare le facem dinainte programate, încât nu mai avem probleme care aveam până acum de programare și de a rezolva situațiile care ne confruntăm. E nevoie ca pacienții să facă testul de COVID înainte să vină la dumneavoastră sau pentru o intervenție? Nu, în principiu pacienții depinde de intervenție răspunsurile, dar consultații în ambulatorii sunt fără testare COVID. Atunci au o testare, să zic, un interviu în care sunt întrebați și sunt cenzurați epidemiologic ca să nu aibă febră, fistoane și alte probleme. După aceea, când vin, sunt din nou luată temperatura și formate toate măsurile de precauție, iar pentru partea ambulatorie și neinfectate sipe nu sunt testați de COVID. Dacă au nevoie de proceduri avansate de endoscopie, care intrăm în bloc operator, atunci sunt testați. Trebuie să înțelegem că COVID este o realitate care trăim și vom trăi în următorul an de zile, că vor fi mulți pacienți COVID pozitiv, dar nu înseamnă neapărat că este sfârșitul lumii și al vieții. Și trebuie să ne vedem de tratamentul pacienților, pentru că ei au probleme mari și nu pot fi amânate la nesfârșit. Lumea a crezut că stăm o lună în casă, scăpăm de probleme, s-a constatat că nu e așa, au trecut două luni și dacă încă 10. O să auzim tot timpul focar acolo, focar dincolo, COVID în coace și în stânga, trebuie să funcționăm. Și atunci am amânat în sfârșit o problemă care se supără, trastorul dintr-o problemă mică, o problemă foarte mare. Atunci lucrurile se complică, trebuie asumată ieșitul. Sumata a ieșit din casă și a urmat cu toate măsurile de precauție, cu mască și așa mai departe, mânuși, ține foarte mult de noi, până la urmă, de noi ca pacienți și, evident, de noi ca medici și ca și cadre medicale. Dr. Ovidiu Palea, medic ATI cu specializare în terapia durerii, mulțumesc tare mult pentru prezență. Eu mulțumesc pentru invitație.